Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu sportul. Alături de noi în această primă parte a emisiunii Buzăul Sportiv este domnul Valentin Stan, antrenorul celor de la Metalul Buzău. Bună seara și mulțumesc că sunteți alături noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Discutăm, dragi prieteni, în primele minute ale emisiunii din această săptămână despre Metalul Buzău, despre transferurile care au avut loc în această perioadă mare de mercato, precum și despre planurile echipei buzoienilor în noua stagiune. Cum a trecut vara peste echipa din Crâncă? În primul rând, am reușit în această perioadă de vacanță să schimbăm terenul sintetic și asta e un punct foarte important pentru noi. În ceea ce privește lotul de jucători, la plecări putem să îi nominalizăm pe Mihai Daniel, care este împrumutat la Unirea Slobozia în Liga a doua. L-a vrut antrenorul de acolo, de la Unirea Slobozia. Și atunci am crezut că și credem în continuare că e bine pentru el să facă acest pas, fiindcă e un jucător talentat. Barta și Cătălin, care era la final de contract și dorește să ducă în zona Bucureștiului. Răzvan Tănase, Kempes, care are contractul finalizat și practic nu l-am prelungit. Manea Marian, care și el a dorit să renunțe la fotbal și să ocupe de altceva în viață. Acestea sunt plecările, plus portarul care apare la 90% de meciuri, Mișu. El fiind din turnul Severin, am fost rugat să găsească el înțelegere la noi pentru a-i da posibilitatea să ducă undeva într-o zonă mai apropiată de orașul lui. Deci acestea sunt plecările. La veneri am locuit, practic am completat locul lăsat liber de portarul Mișu cu Rareș, portarul Gloriei Buzău, e 2001 și nouă ne place, mai ales că un tip serios, este din Buzău, ceea ce noi ținem mult la lucrul ăsta, dar din păcate găsim din ce în ce mai greu buzoieni. Apoi, fiind obligați de regulamentul de al Ligii a treia de a avea jucători 2002 în componență, am adus și jucători din alte părți, mă refer aici la Ceaușu, care era deja de la Buftea adus cu jumătate de an în urmă și tocmai pentru a se eroda, pentru a vedea ce înseamnă Liga a treia și tot ceea ce aduce cu sine această ligă, adică o altă forță, o altă, știu eu, organizare față de juniori și de asta încă o dată îl nominalizez. La 2002 am adus un jucător de la Dunărea Călăraș, care joacă atât atacant cât și mijlocaș de bandă, Costi. Compensează aceste sosiri plecările? Practic, întrebarea mea mai pe scurt este: Metalul în noua stagiune 2021-2022 este mai valoroasă decât echipa pe care ați avut-o în urmă cu o stagiune? Asta o să văd. Eu cred că, în primul rând, noi am fost obligați de aceste aduceri de Under 2002, iar ca la senior, la cei mai cu experiență, chiar astăzi a sosit un mijlocaș central cu experiență și cu o valoare clară pentru Liga 3. A fost jucător pe la echipe importante, gen Ferufaru Constanța, Tudorică mă refer, un mijlocaș central foarte bun. Tot în probe, ca să-l vedem, este un jucător de la Zalău venit, Tutuță Cătălin, un jucător cu ceva calități, tot la venir Baubau, cum îl știm noi, pe Alin Bănan, jucătorul celor de la Râmnicu Sărat, și a exprimat dorința de a evolua la noi și e un jucător care, la fel ca și ceilalți buzoieni care sunt la noi, e un jucător care ne ajută la nivelul ăsta și a venit la noi. Mai vrem să aducem un fundaș central și un atacant. Dacă reușim aceste lucruri, eu cred că dar trebuie să aducem ceva peste nivelul pe care îl avem, ca să putem spune ceea ce tu mi-ai întrebat, că suntem peste ceea ce am avut. Dacă ne referim la plecări și ce au venit, putem spune că noi completăm foarte bine plecarea lui Mihai Daniel cu spătarul Ionuț Soni, care și el a jucat foarte multe meciuri titular funda stânga, dar și prin aducerea lui Bălan Alin, care joacă și funda stânga, deci suntem acolo, suntem bine ca și număr de fundași de jucători. Plecarea lui Bardaș, cred că
Ispir este jucătorul care, fiind polivalent, poate evolua și în bandă. Mai avem pe Zanferescu și acolo posibilitatea de a juca cu un under 2002, fiindcă suntem obligați, până la urmă, nu putem să jucăm mai cu senior, trebuie să le găsim locuri și celor de 2002. Cei care ne privesc deja ne-au trimis întrebări. Schimbarea suprafeței de joc a stadionului Metal o anunță o promovare într-un eșelon superior? Este noi o întrebare de la unul dintre cei care se uită la noi. Noi pentru asta ne-am pregătit, pentru că dacă vă aduceți aminte în emisiunile de acum câțiva ani, când discutam de un plan pe când noi ne gândeam, bă, cum lung. Să facem noi să promovăm la Liga 3-a? Păi stai că nu avem niciun vestiar, stai că nu putem să călcăm prin baza aia sportivă. Atunci noi am zis, hai să facem întâi baza sportivă, vestiarele și tot ceea ce sala de forță, sala de forță, fac 3 ani de zile, Atunci am făcut acest lucru, ne-am chinuit imediat să promovăm, ne-am chinuit pentru că a fost un chin în Liga 4 să promovez și din mai multe motive pe care nu vreau să le mai expun acum. În primul an n-am reușit în detrimentul celor de la Berca, care au avut echipă mai bună ca noi până la urmă. Da. În al doilea an am promovat, am avut cât de cât o bază sportivă ok, mai puțin suprafața de joc. Am reușit în acest timp să aducem și pe stadion acele scaune care, din păcate, s-au degradat în această perioadă și iar trebuie schimbate. Iar acum, pentru a putea să ne gândim la ceea ce spunea telespectatorul dumneavoastră, noi trebuia să, în primul rând, să avem o suprafață de joc cu o dimensiune minimă pentru a participa în Liga 2. În rest, cred că avem toate condițiile necesare de a participa în Liga 2. Deci, se continuă întrebarea telespectatorului nostru. Da, vrem. Dar nu ar fi probleme de omologare a bazei sportive? Adică nu, ar mai fi nevoie de niște investiții masive în baza sportivă masive pentru a primi... nu, dar cred că mai sunt anumite lucruri de pus la punct și aici mă refer că trebuie un cabinet medical antidoping și tot așa. Noi avem niște lucruri mici pe care noi le putem rezolva ușor, fiindcă, după cum știți, în acele vestite garaje din parcarea, care a devenit parcare, din păcate, fiindcă tot timpul s-a vorbit despre ea, dar acolo era pregătit în anii 80, era pregătit acel teren pentru un teren de hamăl. Deci acolo e bază sportivă, nu-i parcare. Și suprafața aceea este în posesia voastră? Adică puteți folosi? Este în administrarea noastră, iar noi pe viitor, și sper cât se poate de apropiat, dacă nu până la finalul acestui an, în mod sigur anul viitor, vrem să facem un teren sintetic de dimensiuni mici, reduse, pentru, în primul rând, pentru copiii și juniorii din cadrul clubului nostru, pentru că suntem nevoiți iarna să ne ducem să închiriem sala de sport la diferite licee și nu prea găsim liber tot timpul. Și atunci acest teren pe care vrem să-l facem le dă posibilitatea lor de a face antrenamente ori de câte ori vrea antrenorul. Apoi există clar o minimă cheltuială sau în sensul că nu mai plătim chirii și un alt aspect important, luăm din uzul terenului mare. Ducând grupele de copii acolo, luăm și din uzul terenului mare. Și un lucru, pentru cel puțin pentru grupele de copii 6, 8, poate chiar până la 10 ani. Da, sunt niște costuri pe care le scutiți la o adică și o dată vă și îmbunătățiți patrimoniul. Și cât a costat schimbarea suprafeței de joc și dacă a fost finanțată de voi sau cum știu că, la fel ca toți micobiștii buzoieni, Consiliul Județean reprezintă o parte importantă din ceea ce înseamnă Metalul Buzău ca și finanțare. Da, chiar am mai fost întrebat sau mi s-a pus întrebarea de o manieră în care era mai mult o afirmație. Era că am înțeles că a schimbat terenul de joc cu bani de la Consiliul Județean, că s-ar fi exprimat cineva de prin Consiliul Județean sau ceva de genul. Nu. În primul rând, Consiliul Județean nu are cadrul juridic, legal, pentru a efectua investiții în patrimoniu. Exact. Noi avem un contract de finanțare cu Consiliul Județean pentru activitatea sportivă zilnică, pentru competiție. Nici de cum pentru dezvoltarea bazei materiale sportive. Acest lucru puteam să-l facem cu cei de la primărie. Dar n-am găsit, știți povestea, nu mai repetăm, n-am găsit înțelegere când a fost, nici n-am mai insistat, fiindcă răspunsurile le știam și atunci acești bani vin exclusiv din mediul privat. Revenind la perioada de pregătire, ce urmează pentru Metalul Buzău în aproape o lună, dacă nu mă știu, am mai rămas până la primul oficial? Noi suntem făcând abstracție de meciurile din cupă sau de posibilitatea disputării a unei etape de cupă mai devreme decât noi suntem deja la a treia săptămână de pregătire.
am vrut săptămâna trecută să terminăm săptămâna de lucru, de antrenamente cu un meci cu o echipă de Liga 4, n-au mai putut să se strângă, au avut probleme și atunci am făcut un meci școală, cum îl numim noi, între noi. Nu este același lucru, dar asta a fost situația. Săptămâna aceasta, tot așa, la sfârșit de săptămână, aș vrea să termine săptămâna sâmbătă mai... Sâmbătă aș vrea să luăm un meci cu o echipă de Liga 4, dacă nu cu o echipă de Liga 3. Apoi... Nu vrea să participați la un trial cu cei de la FC Buzău și Râmnicu Sărat? Da, da, am fost sunat, am fost rugat. Am fost sunat să... A fost invitat, practic. Da, dar domn profesor Pustai, așa cum îl știm cu toții și așa cum este normal, nu numai el, ci noi toți, are un program pe care trebuie să-și-l ducă la capăt. Adică, așa cum dumnealui avea un program în care eram rugați ca noi să jucăm 70 de minute și Râmnicu Sărat 70 de minute, deci avea un program clar dumnealui, așa și noi avem un program din care nu putem să ieșim, mai ales că noi... Și au coincis cele două. Da, mai ales că noi suntem acum la perioada de alergări ușoare, în care deja pulsul este maximal, pulsul este mare pe alergări ușoare. Iar un meci de fotbal, fie el și amical, cu o echipă care dictează ritmul jocului și partea asta fizică, este un efort maximal. Și atunci nu puteam să mă duc din alergare ușoară cu deja pulsul mare, să mă duc pe un efort maximal. Pentru că înainte de toate exista și posibilitatea de accidentări. Noi nu avem un lot numeric atât de mare și chiar dacă l-aveam de 30, programul meu nu era în așa fel încât să am un meci de o încărcătură așa de mare. Eu am vrut un meci cu o echipă căreia să-i dictez eu ritmul jocului, căreia eu să pot să alerg cât pot în momentul ăla, nu adversarul să mă determine să alerg după el. Și dumnealui, cred că prin felul cum s-a exprimat, cred, după meciul cu Steaua, când a venit după cantonament, a spus, dacă am fost atent și dacă sunt corect cu ceea ce am auzit, a spus, important este că nu ne-am accidentat. Da, cred că este o concluzie pe care toți antrenorii vor să... Pentru că a jucat cu o echipă foarte bună. Care ți-a dictat ritmul jocului, și efortul pentru că a fost mare. Ultimul amical, Steaua, dacă nu știu, a început campionatul. Da, iar echipa lui nu era pregătită 100% pentru așa ceva. Cât a putut, a dus ritmul, am înțeles că a făcut-o destul de bine prima repriză, n-am văzut până niciuna. Până în minutul 70. Deci cât au putut și tocmai de aceea el a spus mulțumesc, îmi pare bine că nu s-a accidentat nimeni. Deci are și practic a fost un refuz din partea noastră, nu cu altă conotație, de înțeles, da. Iar am vorbit tocmai de aceea vreau să vă întreb, relațiile pe plan fotbalistic dintre SCM Gloria Buzău și Metalul Buzău n-au fost printre cele mai bune. În fine, nu o să disecăm acum treaba asta. Da. Mă interesau care sunt relațiile dintre Metalul Buzău și FC Buzău. Știu că s-au pus în discuții și ca ei să efectueze niște antrenamente, poate pe baza care se află în proprietatea celor de la Metalul și cu cedarea unor jucători. Nu știu ce discuții au avut ei pentru antrenamente pe terenul nostru, dar eu vreau să spun atât. Noi mai avem de plătit un an de zile terenul. A, deci practic ați luat suprafața în rate. Da, în rate, exact. Atunci puneți-vă dumneavoastră în situația noastră în care eu mai am de plătit un an de zile, dar pe tine trebuie să te las gratis. Păi ei nu joacă gratis nici pe stadionul municipal. Baza stadionului lor e în patrimoniul SCM-ului. Eu cred că o să avem o relație bună în momentul ăsta, mai ales că avem pe partenerii noștri implicați în acest proiect, mă refer la Consiliul Județean. Cred că vom găsi o formulă, un contract, o înțelegere în care toată lumea să... Adică ați avea deschiderea cu o colaborare onestă. Dar noi am avut și cu SCM Gloria Buzău, vă spun sincer. Eu personal am fost și am vorbit cu ei. Am avut deschidere. Că nu s-a vrut sau că nu eram atât de importanți, a trecut acum. Bineînțeles că trebuie să existe deschidere. Eu aș fi făcut lucrurile mult mai altfel. Mult mai altfel. Adică dacă tot facem echipa Buzăului, toată lumea să fie setată pe echipa Buzăului. Nu... Practic cum era gloria de altă dată, vârfurile, indiferent că vorbim de copii și juniori sau vorbim de tineri, să fie ajuns la prima echipă a județului. Da? E mai ușor să aduci jucătorii cu 6.000 de euro în Liga 3 la un buget de 1,8 milioane de euro în Liga 3, care înseamnă buget de promovare în Liga Secundă, decât să folosești jucători din curtea proprie. Aia a fost. Sper că au sesizat nota de ironie și am plăcut. Da. Astăzi a avut loc la Casa Fotbalului tragerea programului competițional în cea de-a doua ligă. Ai jucat și tu o scurtă perioadă pentru Gloria Buzău. Ca om de fotbal, mi-am aruncat ochii pe diagonală pe acest program.
Dacă Liga a 3-a va începe pe 28 august, pe 11 sau 15, discutam înainte de emisiune că o să avem o etapă de Cupa României, la Liga a 2-a, iată că peste mai puțin de două săptămâni va avea loc prima etapă, Hermannstadt FC Buzău, etapa a 2-a, 7 august, FC Buzău, Universitatea Cluj, etapa a 3-a, în deplasare, FC Buzău va întâlni Politehnica Timișoara, etapa a 4-a, pe teren propriu ar trebui, ia să vedem. Nu, tot un meci în deplasare cu Dunărea Călăraș. Deci în primele patru etape să înțeleg că FC Buzău va disputa trei jocuri în deplasare și unul singur acasă. Etapa a 5-a, FC Buzău Unirea Constanța. Etapa a 6-a, Politehnica Iași FC Buzău. Încerc să caut un adversar accesibil, dragi prieteni, de-aia tot dau citire acestor etape. Păi nu mai da. Metaloglobus, să zic așa și așa, în etapa a 7-a de bea pe 18 septembrie. Dar ai un început cu o fostă echipă de Liga 1, Hermannstadt, după aceea acasă pe teren propriu în Crâng îți vine Universitatea Cluj, în etapa a treia te deplasezi la Politehnica Timișoara și după aceea încă o deplasare la Dunărea Călăraș, echipă care a ratat, îi laud dacă zic la mustață, dar au ratat accederea în Liga 1. Da. Ca om de fotbal, Vali, cum ți se pare programul echipei din Crâng? Greu, spre foarte greu, mi se pare. Acum trebuie să înțelegem și că noua echipă FC Buzău practic au și jucători noi și nu va exista o coeziune între ei, o omogenitate despre care tot se vorbește în fotbal. În același timp, dacă ne gândim la Hermannstadt și la Dunărea Călăraș, echipe cu probleme, ar putea să profite și ei de aceste două echipe. Hermannstadt am înțeles că și-a rezolvat în mare problemele financiare. Dacă și-l-au rezolvat ei, Călărașul nu. În mod sigur, la momentul ăsta nu. În momentul acea coeziune de care discutai tu, din lumea antrenorilor din fotbal, pot să mă corectez dacă greșesc, e nevoie de cel puțin 2-3 sezoane ca să creezi o echipă care să atace un obiectiv cert, precum promovarea sau câștigarea unui titlu. Jucătorii vin și pleacă, ai un lot de 22, următorul an rămâi din 22 cu 16 sau 17, mai vin 5, trebuie să-i faci pe ceilalți să înțeleagă ce dorești tu de la fiecare jucător și de la fiecare post, de la fiecare compartiment. Următorul an iar mai pleacă 2-3 și tot așa. Durează, dar nimeni nu are răbdare la fotbal, așa că domnul Pustai la experiența domnului știe că lipsa de rezultate aduce după sine și știu eu, comentarii mai puțin plăcute și Doamne ferește de mai mult. Așa că nu o să stea el să găsească scuze în omogenitate și în lipsa asta de, știu eu, a jucătorilor de cunoaștere. Cred că a pregătit, cred, pentru că am văzut că a făcut din Dunărea Călăraș o echipă care a mers la baraj, o echipă cu probleme mari de financiare, de financiare, da. Am și a reușit acest colegii din regie să ne facă și noi o legătură cu legătura telefonică cu antrenorul celor de la FC Buzău. Până atunci, Vali, pe cine vezi tu favorită la promovarea în Liga 1? Dacă ți-au aminte, discutam chiar în urmă cu un an despre faptul că ne așteaptă cel mai frumos sezon al Ligii Secunde. Uitându-mă acum peste componența Ligii a doua, chiar pot să zic că și anul ăsta va fi cel puțin la fel de disputat. Am și făcut un pariu cu unul dintre colegii noștri că Unirea Deji va fi surpriza eșalonului secund. În rest avem echipe care și-au anunțat. Sunt 6 echipe care și-au anunțat dorința de a promova în Liga 1. Cine? Ucluj? Ucluj, Petrolul Ploiești, Politehnica Iași, Concordia Chiajna, Unirea Constanța va fi echipa a doua a celor din Constanța, Hermannstadt. Nu știu ce planuri au cei de la Politehnica Timișoara. Cred că Chiajna în acest an este mai puternică decât anul trecut, pentru că am cunoștințe despre acest lucru și cred că va fi una dintre echipele care vor promova. Și acum, în funcție de cum va începe și ce va fi și la Ucluj, Ucluj a doua. Îl avem în direct pe Cristi Puștai, antrenorul celor de la FC Buzău. Bună seara, domnul profesor! Bună seara! Am dat citire programului competițional, practic a primelor 5-6 etape și pot să spun ca o opinie personală că sorții nu au ținut cu noi. Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că l-am alături de mine în studio și pe Valentin Stan, antrenorul celor de la Metalul Buzău. Salut! Bună ziua, domnul profesor! Bună!
Domnul profesor, prima etapă în deplasare cu Hermannstadt, un joc după aceea pe teren propriu cu Universitatea Cluj, încă două deplasări la Timișoara și la fosta dumneavoastră echipă Dunărea Călăraș. În câteva cuvinte, cum descrieți debutul de care va avea parte FC Buzău în stagiunea care va începe mai puțin de două săptămâni? Da, este un debut interesant cu două jocuri, să zicem, foarte grele, pentru că sunt două echipe cu care ne luptăm pentru a obține un loc în primele șase. Am observat că avem 10 jocuri în deplasare și doar 9 pe teren propriu. Ce să zic, sorții au fost așa cum sunt. Avem două la Sibiu, două deplasări la Sibiu, două la Timișoara, la Cixere, dar la Iași, adică vom juca, vom avea 5 sau 6 deplasări destul de lungi. Programul în antiteză cu ceea ce vă doreați, nu știu dacă și dumneavoastră, dar în mod cer cei din jurul echipei voiau... Am spus că mi-aș fi dorit un adversar anume. Îmi doresc, cum își dorește toată lumea, să începem foarte bine. Într-adevăr, Hermannstadt-ul pare echipa care s-a întărit cel mai mult și este o echipă venită din Liga 3, deci cu jucători încă cu experiență, o echipă care își dorește să revină acolo. Dar eu am încredere că o să avem un început bun și e important ca după 4-5 etape să fim sus în clasament și nu se vor mai stabiliza și locurile și jocurile cu echipe mai la îndemână, să zic așa. Toate că niciun meci nu este ușor. Două întrebări mai am, una în privința lotului, dacă mai sunt jucători pe care doriți să vii aduceți și cam care ar fi pozițiile deficitare, și cea de-a doua în privința obiectivului, dacă a fost stabilit. Deci despre jucători, având în vedere că perioada de transfer e destul de lungă, s-ar putea să mai apară un jucător, pentru că dacă este peste nivel la ceea ce avem, ne-l dorim. Dar deocamdată pot spune că avem un lot echilibrat, un lot cu care putem pleca la lupte și sper să fim toți concentrați și peste două săptămâni să începem bine. În privința obiectivului? În privința obiectivul e clasarea în primele 10 și implicit, dacă se poate, primele 6 și până putem vorbi și de alt obiectiv și mai îndrăznesc. Deci, ce să zic, pas cu pas se poate realiza. Am înțeles. Următoarea partidă amicală cu Aerostar Bacău, dacă nu mă înșel, miercuri în deplasare, nu? Exact, miercuri la ora 17. Ce adversar vom mai întâlni până la debutul oficial? Și sâmbătă Foresta Felticeni. Am înțeles. În regulă, domnul profesor, vă mulțumesc pentru intervenția din această după-amiază. Bine. Succes în noua stagiune. Nu prea au ținut sorții cu cei de la FC Buzău, să sperăm că voi să aveți mai mult noroc la tragerea la sorți. Noi n-avem. Există telespectatorii noștri. Noi n-avem. Obiectivul concret al celor de la Metalul. Am avut situații, o conversație pe care o am vreau să, tot, așa nostru... cum a spus și domn profesor, nu o spun fiindcă a spus-o el, pentru că am voi înțeles. Voi n-aveți play-off, primele 10. Ba da, avem play-off. Anul acesta s-a schimbat la voi play-off. Și la voi programul... Da, primele 4 intră în play-off. Vreau un play-off. Da. Da, e 4. Un obiectiv realizabil, da. pentru antrenat, am trecut pe locul 4, într-o serie foarte grea, cu Steaua, FCSB-ul, Dinamo, Rapid, Progresul, Sparta, care e senzațională. Este o echipă foarte, foarte bună. N-ați mai avut noroc cu iarăși, între ghilimele de rigoare, cu o urmă de ironie, să fiți repartizați într-o în serie de Moldova? Așteptăm. Să nu vă faceți speranțe. Așteptăm acum, vedem în ce serie. Deci, un play-off. Și în play-off, în funcție de ce vom găsi, atunci, dar nu ne vom da la o parte niciodată să promovăm. Îmi doresc asta din tot sufletul și dacă putem să ne întărim suficient de mult
să promovăm, chiar de anul ăsta aș vrea să promovăm, dar asta nu înseamnă că arunc cu vorbele în aer. Pur și simplu, eu personal îmi doresc, Patrick își dorește, clubul își dorește, dar știm că am făcut o investiție destul de mare pentru noi și atunci acei bani ne-ar fi trebuit în a aduce jucători. Și e clar că nu mai putem să aducem ceea ce îți trebuie pentru a promova, dar asta nu înseamnă că eu nu doresc sau dacă avem șanse mai mici decât alte echipe care s-au întărit considerabil, acum le știu pe cele din seria în care am fost. Noi o să fim așa, o echipă care doar o să punem probleme când și când. Nu. Noi, dacă vă uitați și pe anul trecut și pe primul an am fost cea mai bună echipă din punct de vedere defensiv, ca și golul luat. Vreau un play-off și vreau să mă bat la promovare, dacă pot. Și tocmai de aceea vreau 2-3 jucători cu valoare, iar unul dintre cei care l-am adus, chiar astăzi a venit, sper să rămână, pentru că... Despre cine e vorba? Tudorica este un mijlocaș central care a evoluat la nivel de Liga a doua, a cochetat și cu prima ligă, a fost la Faro când s-a promovat, la Juventus București, acum l-am luat de la Megidia, ce-i drept acum, acolo s-au dus jucătorii ca la, știu eu, ca la pomul lăudat, ca să mai spun așa, fiindcă le-au oferit niște contracte extraordinar de mari și sunt în faliment acum. Da, sunt oferit și bani. Da, multe cluburi fac lucrul ăsta, oferim contracte mari și dacă nu putem să le dăm, băgăm asociația clubul în faliment și asta este ce facem alta. Pe mâine. Când ne costă? Ne costă 9 milioane să facem alta. Vali, îți mulțumesc pentru prezența din această după amiază. Dragi prieteni, încheiem prima parte cu rezumatul ultimei partide de pregătire disputată de FC Buzău, sâmbătă pe stadionul din Râmnicu Sărat, echipa lui Cristi Pusai s-a impus la limită în fața lui Petrolul Ploiești 1-0, una dintre formațiile care și-au anunțat intențiile pentru accederea în prima ligă. Urmărim rezumatul partidei, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu ultimele minute din Buzăul Sportiv de săptămâna aceasta, acolo ne vom avea un invitat în premieră.